sute de familii făgărășene au rămas de vineri seara fără apă caldă la robinet. Motivul este neîncheierea unui contract între asociații și Ecoterm, care era data limită până la care asociațiile de proprietari trebuiau să încheie astfel de contracte, dar și ce documente trebuiau acestea să prezinte societățile termoficare, aflați doar din numărul 779 al săptămânalului Bună Ziua Făgăraș, care a apărut astăzi pe piață. 17 asociații de proprietari din Făgăraș nu au fost de acord să încheie un contract cu Ecoterm pentru furnizarea gazului metan. În aceste condiții, societatea de termoficare s-a văzut pusă în situația de a opri apa caldă în cele 45 de blocuri din respectivele asociații de proprietari. Parcul 1 Mai și-a schimbat denumirea în Regina Maria. Inițiativa i-a aparținut consilierului local Ion Mehedințu, care a considerat că noua denumire respectă adevărul istoric, dar se face și o reparație morală impusă de evidența istorică. Un tânăr din orașul Victoria s-a aruncat în gol de la etajul al doilea. Băiatul era instituționalizat la centrul de plasament Azur și se certase cu colegii de cameră pe motiv că nu vroia să facă curat. Sâmbătă noaptea a fost noapte albă la biblioteca municipală. Zeci de curioși, dar și iubitori ai cuvintelor au ținut să fie prezenți la eveniment. Acestea, dar și multe alte informații utile și de interes pentru făgărășeni puteți afla doar citind ultimul număr al săptămânalului Bună Ziua, Făgăraș!